Salut, stimați prieteni, bună ziua, la mine este duminică și am hotărât din nou să discutăm ceva. Vreau să mai povestesc ce am mai făcut eu săptămâna asta pentru abonații mei, cu e interesant. Ce s-a mai întâmplat în viața mea, noutăți, cum să zice. Tot săptămâna am fost la lucru și se mai întâmplă ceva, evenimente așa, când mai interesant, când mai nu prea interesant. Și vreau să vă povestesc și vouă câteva evenimente ce s-a întâmplat în timp de o săptămână. Și ascultați mai departe, stimați prieteni. În Facebook la mine eu am undeva la moment, îmi pare mie că vreo 400 și ceva de prieteni. Dar eu sunt un amator de Facebook, sunt multe, am și Instagram, am și alte site-uri, sunt înregistrat. Cu mulți ani în urmă am fost înregistrat și pe site-ul rusești, dar de când s-a început războiul în Ucraina, m-am dezabonat la toate care rusești, toate le-am șters. Și au rămas unde eu mă folosesc de Instagram, de alte site-uri acolo care mai sunt prin internet. Și iată, mă întorc la Facebook. Și în Facebook, cum am spus, am 400 ceva de prieteni și scriu mesaje care m-a felicit cu ocazia oarecare, cu ziua de naștere sau cu altceva. Și vreo 2 ani în urmă primesc la unul mesaje pe Messenger, la fiecare sărbători el mă felicita. Ei bine, mă felicita, mai ales la sărbătorile credincioase. Eu gândeam că nu știam cine e el. El era la mine în prieteni, dar am o grămadă de prieteni, cred că fiecare are, care nu-i cunoaștem noi. Sunt mulți, undeva mai mult de 60-70% care sunt oameni cunoscuți, prieteni, rudi, așa mai departe, colegi de lucru, dar aici nu-i coleg de lucru, n-al cunoștem, nici pe fotografii, nicătând că avea fotografii cu familia, cu soția, cu cine era. Și iată așa, vreo ani de zile, el îmi trimite mesaje, nu spune cine e el, era scris familia, tot normal, fotografii, dar nu-l cunoștie. Om, în vârstă, cam de vârsta mea, așa la înfățișare, numai că n-avea păr. Eu cu păr, dar el fără păr, tot sur, așa, prin păr, dar nici nu puteai observa. Nu, eu s-o cuteam cam așa, 60 ceva de ani, așa mă gândim, are el. Și iată, vreo ani de zile, îmi trimite la fiecare sărbătoare, și chiar într-un timp, mai încoace, anul trecut, chiar de câteva ore a început să-mi sune. Îmi suna pe telefon, eu nu răspundeam, dar am observat că multe felicitări cu credință, ceva cu credincioșul. Dar eu gândeam că poate el e un deist, un baptist, un egovist, ceva, mai știu eu, dar eu nu prea vreau să am legătură cu persoane de astea care sunt fanați în religie. Eu sunt credincios, dar creștin ortodox, dar nu prea vreau eu să am legătură cu dânsul, că e greu de discutat cu așa persoane. Și mai în scurt, tot așa mi-a scris, eu primeam mesajele, le citem și nu răspundem. Așa au fost poate mai mult de un an de zile. Și într-o seară, tot așa, stătând acasă, iar primesc felicitări cu o ocazie oarecare și tot mi-a sunat, eu n-am răspuns pe Viber sau pe Messenger. Mă gândesc, cine e ăsta? Și când citesc eu în sara și ea scrie, văi Ioane, văi, și văi chiar așa, văi, oameni de zile îți scriu, văi, te felicit și tu nu vrei să răspunzi. Și nu mă cunoști sau și? Și eu îi scriu, nu te cunosc, băi, cine e el? Cum nu mă cunoști, băi, eu sunt colegul tău de clasă. Băi, fraților, am lemnit. Cine ești tu? Deci, tu ia uite, citești. Ei, familie necunoscută, dar mai sunt familie Moldova ca al lui, nu el unicul. Și îl întreb, mai amănunt, te răspund. Iată, atunci i-am răspuns. Cine ești, bă? El spune, ia că eu sunt într-un sat cu tine, coleg de clasă. Când i-am adus aminte, iolche, palche. Dar el, familia lui, e artiștincu, o familie așa, parcă e ucrainească, parcă e rusească. Și atunci mi-a adus aminte că el era în clasă așa familie la noi. Dar eu sunt născut într-un sat la sudul Moldovei, la graniță cu Ucraina.
Și el, după 8 clase, el a plecat în oraș, undeva în Chișinău, și nu l-a mai văzut niciodată. Și e clar că uiți, din 33 de persoane care erau în clasă, nu poți să-i ții minte pe toți. Și mi-am adus aminte de ce. Când făceau apelul la școală învățătorii, știți toți care sunt învățat la școală, că prima familie cu litera A. Și iată el, familia lui Arcoa, sunt și pe Artișcincu, și e clar că el era primul pe catalog. Eu, familia mea, se începe cu litera B, eu eram a doilea, dar cu B sunt, erau vreo trei persoane, vreo trei elevi erau, și eu eram a doilea, adică îți primești familia lui și eu a doilea, trebuie să spun da, când citim văstorul apelul, dacă suntem în clasă sau nu. Și mi-am adus aminte, i-am răspuns și iată așa de atunci, de un an și ceva, deja 2 ani de zile, eu i-am dat telefonul lui, el a început să-mi sune permanent. La orice sărbătoare el sună, m-a felicit cu sărbătoarea, cu ziua de naștere și așa mai departe. Și eu îi sun lui și discutam permanent, cel puțin o dată în săptămână, două ori pe săptămână, el îmi sună, mă întreabă cu ceva, cu ocazie. Și când am aflat de la dânsul că el locuiește în Chișinău, pe strada Igor Vieru, asta e la Ciocana. Dar la Ciocana, sectorul Ciocana, care din Chișinău știu, oficiul meu unde eu lucrez, se află tot la Ciocana. Adică s-o primit, am aflat că eu știu unde e strada asta, suntem aproape, el locuiește foarte aproape de lucrul meu. Și iată așa ne înțelegem permanent că să ne întâlnim. Și el spune, hai, ia ca eu am sun și am să ne întâlnim. Iată un an de zile el sună, spune că ia ca mâine, că poi mâine, dar el încă lucrează, necătând că e pensionar ca și mine, dar lucrează. Și iată așa aproape un an de zile, de anul trecut, că trebuie să ne întâlnim, băi, hai odată vin la mine la lucru și ne întâlnim. El spune că da, am sun. Și pe urmă el mi-a spus, cine ai venit ai? El spune că am avut dureri de cap, că tensiune, că nu și acolo n-am timp și așa mai departe. S-a prelungit chestia asta un an de zile. Și iată acum, săptămâna trecută, el îmi sună și băi Ioane, noroc, ce faci? Ia așa, așa. Deci ia că eu am fost 2 săptămâni în Franța, are 2 fete, unde locuiesc în Franța. Și nepoța are, are vreo 4 nepoate. Nepoate, mă tinge dacă nu mă greșesc. Și el spune că ia că eu o săptămână urmă am venit din Franța cu soția și eu vreau să propun să ne întâlnim amuvara. Hai băi! Dar până acum el vrem să mă întâlnesc, dar eu am făcut reparații acasă și eram cam ocupat, nu prea avem eu timp după lucru să mă întâlnesc. Și miercurea trecută, el spune, băi, dă-l în mama dracului, hai mâine să ne întâlnim. Hai să ne întâlnim, unde? Ia că aici la oprire, acolo la Ciocana. Și eu îi spun, bine, la ora 5 eu am să fiu acolo, adică la 5 seara după lucru, eu lucrez până la 5. Și eu mă îmbrac repede, mă duc la oprire și mă dau un copac acolo la umbră, șed, vreo 10 minute, 15 minute, nu vine el. Eu și-i sun, am avem telefonul, băi, unde ești tu, băi? El zice, ia că eu vin la deal, ia că de la piața din vale de acolo, piața Ciocana, eu măr pe jos, hai mă repede. Dar dacă nu ne-am văzut aproape 40 de ani, clar că nu ne cunoaștem. Poate el mă cunoaște, încătând că fotografiile am văzut pe Facebook. Mai ales eu, că eu am o grămadă de fotografii pe Facebook. Nu m-am schimbat. Șed eu la colț acolo, la oprire, la Ciocana. Șed, nu vine. Și mă uit, văd o persoană în șorți și parcă seamăna cu dânsul, dar la față eu eram într-o parte cu copac. Nu l-am văzut la față, din numai dintr-o parte, așa ea. Și îmi pare că parcă era el, dar nu eram sigur. Și aștept, mă uit, el se duce într-o parte acolo, mă uit, nu se vede. Și eu și sun încă o dată, băi, unde ești, băi, Gheorghe îl cheamă. El zice, ia că-s la oprire. Zic, la care oprire? Ia că acolo în parcel, am văzut, parcă a trecut, dar el, dar nu el. Și îi spun așa, zic, băi, Gheorghe, știi și treci peste acolo, la noi este parcare, de asta subterană. Treci subterană și așteaptă-mă la kebab, este o cafenea unde eu mănânc din când în când și eu vin de urma ta. Și eu răbd de mă duc subterană și
poate l-o ajungi pe domnul ăla. Și trec eu subterana, două minute acolo și mă uit, omul ăla care a trecut, eu mă gândeam că el, l-am văzut de aproape de urmă, și eu și-i sun încă o dată. Și când am văzut, l-am controlat dacă e el. El cu telefonul la ureche și eu undeva la 30-40 de metri de lângă dânsul, îi spun, băi, Gheorghe, tu ești, zic, întoarce-te în urmă și uite. Și văd că se întoarce, așa la care a gândit el. Eu cu geanta în mână și ridic geanta în sus, zic, băi, Gheorghe, sunt eu. Și el vine înspre mine, da, era adevărat așa la care l-am văzut, eu m-am gândit. Și-a venit, uai, frate, că ne-am cuprins noi amândoi. Și zic, haidem aici în cafeneaua asta, eram alături acolo, zic, și-a intrat noi acolo în cafenea, unde mănânc eu la kebab, era o nădușală seara la ora 5:30, și vă spun cinstit, stimați prieteni, am stat undeva, dacă nu mă greșesc după lucru, și el și eu, cam vreun ceas jumate, dar eu locuiesc în sat, și e clar că el trăiește alături 10 minute până la casa lui, dar eu trebuie departe să mă duc. Și iată, miercuri, eu am stat cu dânsul undeva un ceas jumate, un ceas 45, ei, nici n-am discutat mult. Și am discutat, am stat de vorbă, plăcut, mi-am adus aminte de școală, de prieteni, de colegi, de clasă, foarte interesant, stimați prieteni. Eu precis, n-am socotit ani, dar eu socot că vreo 40 de ani a trecut, așa eu am ușor. Am să opresc video ăsta și chiar am socot mai precis. Dar, ca atare, eu mi-am adus aminte că el locuiește în Chișinău de mulți ani. El înaintea mea a venit în Chișinău. Eu am venit în 1976 de la Bindier, unde am învățat eu. El spune că după 8 clasă a venit deodată. Și când am stat noi de vorbă și am aflat eu de la dânsul, că el a făcut armata serviciu militar în anii 1982. Adică noi în 82, dacă suntem de o seamă, avem 24-25 de ani. Eu așa la armată m-am dus și primește că el tot la 82, nu s-a dus la 18, dar fiți ca și mine în 82 și în 84 a venit de armată. El a slujit în Belarusia, el în Rusia, în Udmurtia. Și într-așeala așa, de la așeala l-a luat pe dânsul armată, tot de la așeala și asta cum se numește. Am uitat, dar cum zice și limba română, voincomat, noi limba rusă îi spunem. La Sculeanca am o să găsești. Și iată, am stat de vorbă, am vorbit de familie, am vorbit de toate, mai scurt, foarte interesant. Și încă un prieten și coleg de clasă, mai este unul Vladic, care deja m-a întâlnit cu dânsul. Iată, ăștia sunt doi prieteni care eu m-am văzut, e clar că mai am eu prieteni care ne-am mai văzut noi, colegi de clasă, dar aceștia doi locuiesc în Chișinău. Noi suntem din băieți, unii și trei bărbați care locuim în Chișinău, colegi de clasă. Iată, cu Vladic, vreo 2 ani în urmă m-am întâlnit, el a venit la oficiu, cu Vladic a doilea coleg, eu am stat în clasă într-o bancă de multe ori. Eu totdeauna am stat în bancă, în primul bancă, pentru că eu vederea e slabă la mine, de copil mic, și iată, eu stăteam cu Vladic aici. Vladic a doilea prieten, el tot aproape 20 ceva de ani a lucrat la Universitatea de Stat până la pensie. Pe urmă la pensie s-a eliberat și a lucrat la o bancă, Moldencom Bank, și pe urmă a fost eliberat din pricina că e pensionar acolo, nu știu, chestii de zi. Și iată, prieteni, special am vrut să povestesc pentru așa în vârstă, care eu cred că se uită oamenii în vârstă, la mine sunt nu numai tineri, e foarte plăcut să te întâlnești cu colegi de clasă după atâția ani. Dar am o ură, am făcut o prostie, am uitat să facem selfie, fotografii. Dar asta, sper, ne-am înțeles că el, dacă locuiește aproape de mine, de oficiu, ne-am înțeles că când o să aibă un timp liber să vii la mine la oficiu, să-l servesc cu cafea, să mai stăm de vorbă. Încă o săptămână urmă, timp că am spus în alt video, un alt prieten, nu coleg de clasă, prieten din copilărie, care am crescut împreună, Mahalian, din satul meu natal, la fel locuiește în Chișinău, dar mulți ani nu ne-am văzut din pricina că el lucrează în Anglia și vara vine acasă. Și iată, mi-a sunat într-o seară, la ora 8-9, și a spus că
am vorbit vreo jumătate de oră, a spus că să vii la mine la ofici, stăm de vorbă, tot prietenii, copilării care am prietenit și în ziua de azi, dar văd că nu mai vine. Și vreau să vă spun la cei mai în vârstă că tare e plăcut când te întâlnești cu prietenii care îi cunoști din copilărie, adică ai și vorbi cu dânsi și e plăcut pentru vârsta noastră, sur la cap, tare e plăcut să te întâlnești cu așa. Am prieteni, am avut zeci de prieteni în viața mea, dar ca cei care ne cunoaștem din copilărie, nu-i plăcerea și ea. Așa că stăruiți-vă, stimați prieteni, găsiți prietenii din copilărie și întâlniți-vă, sunați-vă, că e foarte plăcut. Cine nu face lucrul ăsta, față de ce mulți m-au trădat prieteni care ieșe de noi. Dar prietenii din copilărie, eu nu țin minte să trădez vreodată unul pe altul. Așa că aici termin povestioara mea. Stimați prieteni, abonați-vă la canalul meu, puneți like, că pe viitor va fi încă mai interesant. Pe curând, ne vedem sâmbătă sau duminica viitoare. La revedere!